Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. PI. Ne reluăm obiceiul de joi seara, în sensul că în studioul Campus TV a revenit domnul avocat Florian Angelo. Bună seara, domnule avocat, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara. Spuneam că datorez un răspuns telespectatorilor care, spre bucuria noastră, chiar urmăresc emisiunea. Atunci când am avertizat că va fi inflația cu mult înainte de a se oficializa chestiunea respectivă, un telespectator m-a oprit și a zis: bine, ne-ați zis că o să fie inflație, dar cum ne apărăm de inflație? Și a spus: păi, eu am crezut că v-am răspuns în aceeași emisiune, probabil că am omis. E bine, o să le spun acum tuturor care sunt preocupați de faptul că vor crește prețurile în continuare, le spun că o singură soluție există, și anume reducerea cheltuielor. Cu chibzuială trebuie să ne protejăm veniturile atâtea câte sunt, să nu facem cheltuieli altele decât cele strict necesare, o perioadă, o să mă înjure probabil unii, destul de îndelungată. De ce spun lucrul acesta? Acum ați văzut că precipitațiile, cel puțin zilele astea, au fost practic inexistente pentru ceea ce înseamnă necesarul din sol. Acum, pentru culturile ceva mai adânci nu este o problemă, vor mai rezista, dar pentru cele de la suprafața de 10-20 de centimetri, adică exact porumbul, vor fi influențe negative asupra recoltei. Deci, sigur, anul acesta nu vom mai avea acele recolte record ca să asigure, să zicem, o stabilitate a prețurilor la alimente. E limpede că în perioada toamnei vor exploda prețurile la alimente, pentru că recolta va fi afectată serios. Cel puțin în sud-estul României va fi afectată serios, de unde și scumpirile pe care le vom resimți. Deci, în afară de ceea ce este în acest moment inflația, cu surse sau cu explicații și producerea inflației din foarte multe domenii, majoritatea datorită politicienilor care se ceartă, se gândesc exclusiv la faptul că au crescut salariile și pensiile. Realitatea este mult mai complexă și guvernatorul Băncii Naționale a avertizat acum, de data aceasta, direct și serios, că vor urma creșteri de spectaculoase de prețuri, după părerea mea, în principal la alimente. Și așa, în ceea ce privește fructele, ați văzut ce prețuri sunt, așa că nu e niciun dubiu că vor crește și celelalte prețuri. Așadar, singura soluție sau singura apărare o reprezintă reducerea cheltuielilor la strictul necesar. Adică, sigur că da, ți-e poftă de cireșe, dar nu te-a pus să iei un kilogram la, nu știu, 19 lei, nu știu cât este. Noi le-am văzut ieri în piață la micro 5, 37 de lei kilogram. Acele de mai. Nu arătau ca cele de mai, erau mai, din import, mai fățoase, ca să zic așa, dar având în vedere avertizmentele specialiștilor care spun că nu este comestibilă coaja, ar fi culmea să le mai și curățăm. Da. Și vă aduc aminte că, din punctul acesta de vedere, legumicultura a deja suferit o lovitură, pentru că legumicultorii noștri au înregistrat pierderi din cauza perioadei aceea cu zăpadă și cu ploaie înghețată. Deci și la legume vom avea ceva deficit, la Buzău, unde noi aveam totuși un bazin legumicul care aproviziona orașul. Chiar dacă majoritatea cetățenilor am văzut că nu fac altă zonă de cumpărături decât la Mall, la Carrefour, la Kaufland. Ei bine, piața noastră era totuși cât de cât aprovizionată cu produse ale legumicultorilor din Ghereseni, din jurul Buzăului. Acum și aici vom înregistra ceva creștere de prețuri. Din nefericire, datorită acestui geniu care este Trump, va crește spectaculos prețul la petrol, cu scumpirile indirecte care vor ajunge și la noi mai devreme sau mai târziu. Singura soluție, pensionarii oricum sunt antrenați, ei nu cheltuiesc decât atât cât le permite buzunarul,
Dar este vorba de ceilalți cărora s-a majorat salariul, cât s-a majorat. Așa să fie preocupați de asigurarea unei perioade de cel puțin 3 luni de zile în care să nu cheltuiască excesiv. Adică și concediu să aibă grijă să fie cum nu se poate mai bine calculat, atunci la întoarcere să nu aibă surprize, să nu le ajungă banii pentru traiul de zi cu zi. Lucrurile vor fi din ce în ce mai complicate, din păcate, pentru noi, pentru buzoieni în special. Domnule avocat, înregistrările noastre stau mărturie că cel puțin cu 2 luni de zile înainte de explozia roborului, dumneavoastră avertizați că se va întâmpla acest lucru. Dincolo de efectele despre care vorbeați dumneavoastră cu scumpirea alimentelor, dacă ar fi să ne ducem un pic mai departe și să vorbim despre tinerii care, eu știu, și-au luat o locuință prin credit sau a celor care se gândeau cumva că ar putea să plece în străinătate, deja cred că o să vorbim din nou despre un exod în sensul ăsta. Nu, din punctul acesta de vedere, lucrurile se vor liniști, vor continua să migreze specialiști, respectiv medicii, IT-știi, în ceea ce vrește lumea obișnuită care se ducea la cules de căpșuni sau prin Cipru ca și muncitori sezonieri, vor fi suficient de puțini. Problema este că împuținându-se cei care pleacă în străinătate, se împuținează și banii care se întorc în țară. Roborul. Roborul deja astăzi a avut un record. Problema este că a bătut un record din punctul meu de vedere, dolarul, care a ajuns la 3,90 aproape. Euro de asemenea și el va crește cu consecințe pentru cei care au credite în valută. Eu nu cred că într-o perspectivă pe termen mediu se va schimba mentalitatea apropo de cei care vor să-și facă o casă și care vor să facă un împrumut la bancă în condițiile actuale, când este evident că vor crește dobânzile. Deja Banca Națională a majorat dobânda de referință. Problema este că trebuie să se schimbe mentalitatea. În străinătate, în raport cu România, procentul celor proprietarilor de locuințe este mult mai mic decât în România. Acolo baza este chiria. E adevărat că acele zone au niște chirii spectaculoase din punctul nostru de vedere, unde chiriile cele mai mari ajung în jur de 500, să zicem, în mod excepțional peste 500 de euro în orașele sau municipiile obișnuite, nu mă refer la București, Iași, Cluj, Timișoara. E bine, această mentalitate trebuie să se schimbe, pentru că în cele din urmă îți va fi mult mai ușor să trăiești în chirie decât să te apuci să te îndatorezi la bancă și să îți achiziționezi un apartament, să construiești o casă. Cel puțin chestia asta cu construitul caselor va începe să fie destul de dificil pentru tineri și în general nu numai pentru tineri. Așadar, ne așteaptă și pe acest plan al imobiliarilor o evoluție pe care foarte puțin văd că o iau în calcul. Sigur, mi se pare că au zis cineva, nu mai știu exact ce analist, că se apropie și o mică criză imobiliară, pentru că deja sunt construite formidabil de multe locuințe în București în special, și la noi deja să spunem că există deja un echilibru între ceea ce s-a construit, locuințele care sunt construite și cererea care va fi în continuare. Vă spuneam și într-o emisiune că nu știu la care dintre, să zicem, lucrurile neplăcute să mă adresez telespectatorilor mai întâi. Cel mai recent va fi însă creșterea spectaculoasă a prețurilor și a inflației implicit.
Un mesaj venit din partea unui telespectator spune așa: felicitări, pertinent răspuns dat de domnul avocat, fiindcă din ce în ce va fi mai greu financiar, semnează familia Mihai. Iată că dacă la început oamenii ignorau așa ușor avertismentele, ulterior au început să-și pună și ei ceva semne de întrebare. Iată că pe zi ce trece lucrurile acestea devin o certitudine, din păcate, iar mai prost de atât nu putea să pice această criză decât în pragul concediilor, cum spuneați dumneavoastră, când orice om mai taie de colo, de colo, de colo, ca să poată asigura măcar copiilor câteva zile de vacanță. Vom vedea cum va mai fi posibil acest lucru. Înțeleg totuși că vor fi asigurate totuși și măcar bugetarilor aceste tichete de vacanță. Vor putea probabil beneficia de ele. Ai dat știrea câteva momente cu profesorii care... Corect. N-au rămas fără bani. Avertismentul lui Isărescu este dur, în sensul că aveți grijă că s-ar putea să nu mai aveți, indiferent cât se va împrumuta statul român, vor fi sincope din acest punct de vedere. Bugetarilor va fi foarte greu, pentru că colectarea la bugetul de stat a impozitelor, taxelor și așa mai departe se face foarte greu. TVA-ul, ca să nu mai spun, va fi o perioadă de incertitudine în ceea ce privește veniturile bugetarilor în special. Ceilalți și așa au incertitudini dacă cumva se vor mai putea baza pe un salariu fix în viitorul apropiat. Bun, și pentru că tot ați adus în discuție numele lui Mugur Isărescu, eu am o problemă cu privire la ieșirea domniei sale de aseară, luată oarecum chiar la mișto de unele dintre televiziunile naționale, ușor. Până la urmă ne alertăm, ne liniștim, bun, și ca să-l citez într-o mică secvență, o să crească acolo cu 100 de lei. 100 de lei probabil că în buzunarul domniei sale nu se simt, dar în buzunarele noastre se simt zdravă, deci, pe minus și pe plus. Părerea mea că în jur de 250-300 vor fi diferențele datorate roborului, dar și în celelalte domenii. Dar eu spuneam că totuși Mugur Isărescu a fost dur aseară. Chiar dacă nu ne-a plăcut ce a spus, există, din punctul meu de vedere, o justificare din punct de vedere al fluxului de lichidități care a început să lipsească la bănci. Deci băncile deja se împrumută pentru că n-au cum să asigure cererea de numerar pe care o au depunătorii sau cei care au raporturi cu băncile din țara noastră. Lipsa lichidităților la bănci spune foarte multe, dar pentru cei care interesează și din acest punct de vedere văd că foarte puțini sunt îngrijorați de chestiunea respectivă, adică lipsa banilor. Dacă nu sunt bani la bănci, primii care vor suporta consecințele sau urmările acestei lipse vor fi bugetare. Corect. Avem un prim telefon în această seară. Alo, bună seara! Alo, sunt Română, bună seara și invitatul dumneavoastră. Bună seara, vă ascultăm! Aș dori așa, ca aspect cu privire la veniturile românilor. Deci, totul, nu știu, guvernanții ăștia au impresia că sunt rupți de realitate. Deci, dacă ei consideră că, așa cum a spus și dumneavoastră, 100 de lei e o nimica toată, sau 10 lei, sau 15 lei, eu vă spun, deci și venitul și măcar și voucherele astea care se dau la bugetar, nu cred că eram în situația aia noi să putem să acordăm la ora actuală atâția bani. Sunt atâția bani, ascultați ce vă spun. Deci nu știu dacă un privat se gândește la așa ceva. Eu nu știu, e ceva pentru mine de neînțeles. Deci cum se poate să dai 1450 de lei unui om să se ducă să-și facă concediu? Cine a visat așa ceva în România astăzi? Cine visează așa ceva? Păi dacă te duci la bursa locurilor de muncă, nu te asigură nimeni mai mult de salariul minim pe economie. Câtă nevoie este de oameni în ziua de astăzi, de forță de muncă? Nimeni nu se asigură mai mult de salariul minim pe economie. O să ajungem după 40 de ani de muncă cu pensie socială? E posibil așa ceva? Oare ce fac guvernanții ăștia? Au spus că fac meseriași la școlile astea profesionale. Păi ați văzut cum pleacă afară. Exact ce spuneam, că am mai intervenit cu doctorii. Păi facem doctor ca să plece afară, așa o să facem și strungari. Și sudori, și electricieni, și ce vreți dumneavoastră.
Deci ca să plece afară, nu se poate trăi în România în felul ăsta. Deci, vă spun, au avut o, nu știu cum să vă spun, o presimțire oamenii ăștia care au plecat din 15-20 de ani din țara asta, bine au făcut. Și nici nu se mai întoarcă vreodată la hoții ăștia, care nu fac altceva decât să-ți fure tot din buzunar, cât se poate. Deci nu se poate, nu se mai poate trăi în România asta. Deci cum, 100 de lei, 10 lei, domnule, li se par lor, e ca și cum ar fi o bagatelă, domnule. Păi cum să fie o bagatelă când mi-a venit curentul astăzi 4 milioane? Exact asta vreau eu să spun. Poate sunt români care țin o săptămână de 100 de lei să-și trimită copiii la școală sau să rezolve ce au de rezolvat. Este extraordinar cât de greu să trăiește România în ziua de astăzi. Dar deci dumneavoastră nu se uită la mâna aia de oameni care se duc și se distrează și nu știu ce a făcut până la Vama Veche sau nu știu ce a făcut nu știu unde. Lasă că are românii bani. N-au, doamnă, bani. N-au, vă spun eu că nu au. Deci sunt destul de amărât să vină la oamenii ăia care n-au fost în viața lor o dată într-o vacanță. Eu vă spun, în atâția ani, am 30 de ani de vechime de când lucrez. Și eu n-am fost decât, în ultimii 2 ani am fost și eu 3 zile m-am dus la mare, atâta. Deci în rest, am avut grijă să cresc copiii cum trebuie și așa. Vai de capul nostru cum i-am crescut. Ca fiecare dintre noi. Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Domnule avocat, era necesar un astfel de program, cel despre care vorbea telespectatorul nostru? Am văzut că multe dintre punctele pe care le-a abordat dumneavoastră le-ați aprobat. Bun. Problema este simplă. Actuala coaliție a avut grijă să zvârle cu bani în bugetare. Aceste vouchere de vacanță, sigur că da, ele sunt binevenite în condițiile în care economia care duduie produce. Dar noi nu producem nimic. Deci în acest moment în România, în afara de cele câteva mari multinaționale, respectiv Ford, Renault, Dacia, respectiv, și care mai produc tot felul de utilaje, cum este sau cum era Roteco sau nu știu cum se numește acum, în general, noi nu mai producem nimic. Iar telespectatorul nostru trebuie să știe un lucru esențial, și anume că degeaba producem muncitori calificați. Pun altă calificare, mai puțin calificați, adică electricieni, sudori, știu eu, mecanici, auto, tinichigi și așa mai departe. Problema este că nu producem antreprenori. Nu producem oameni care fac afaceri. Care fac afaceri, nu din asta, de comerț și de servicii, de, știu eu, servicii auto și așa mai departe, ci acele mici afaceri care produc ceva. Deci, în vest, dacă mai vă uitați pe la emisiunile acestea, în special culinare, că văd că toată lumea altfel decât emisiuni culinare nu mai știe ce să mai facă, dacă vă uitați acolo, micile afaceri de familie care produc alimente, să mă rog, diferite produse pentru magazinul lor și pentru câteva, să zicem, cunoștințe sau magazine afiliate sau asociate. Acolo economia pe aceasta se bizuie și reprezintă o bază de dezvoltare durabilă. La noi, sigur că da, parcă am mai spus-o, școlile profesionale sunt nemaipomenite, e bine să aibă o calificare, după care, dacă mai face și o facultate, este foarte bine că are și o calificare. Dar și cei care sunt absolvenți de IT, medici, stomatologi, ei trebuie la un moment dat să pornească o afacere. Pentru că acum degeaba avem, să zicem, acoperit necesarul de forță de muncă și trebuie să mai vină și coreeni sau tailandezi pentru ca să avem și muncitori, să zicem, agricoli. Dar fără antreprenori, fără omul cu o inițiativă care să poată să producă, să înceapă o afacere pe care să producă ceva. Că nu, sublinez încă o dată, producem foarte puțin, foarte puțin spre deloc în multe domenii. Și atunci, fără acești antreprenori, fără sprijinul acordat unor asemenea, degeaba sunt tot felul de incubatoare de idei de afaceri, degeaba băncile încearcă și ele să stimuleze și acordă tot felul de împrumuturi și de la Uniunea Europeană să acordă fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri. Dacă nu există acest spirit al antreprenoriatului la tineri, deci eu îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar îi dau dreptate lui Băsescu. Școala românească are obstinația să producă tâmpiți.
Mă refer nu la gimnazială, care este o bază și eu, despre care eu am avut numai cuvinte de laudă. Dar liceele, să-mi fie cu iertare, dar nu cred. Sunt două, trei licee profesionale, dacă nu mă înșel eu. Dar nici într-un caz nu există școli care să pregătească. În licee nu există preocupare să îi îndrume pe tineri, să-i sfătuiască, să-și pună minte la contribuția pentru ca să devină antreprenor, să știe să conducă o afacere, să știe să facă o afacere, să aibă idei de afaceri. Toată lumea este încântată de Mark Zuckerberg, care a făcut Facebook-ul, care a făcut... Dar ăla nu produce nimic. Deci m-aș bucura să avem un tânăr care să producă sau să facă o afacere care să spargă inima târgului. Dar problema că toate economiile se bizuie pe acele mici afaceri, pe acei mici producători, care, din acest punct de vedere, cred să nu. Sunt sigur că am spus-o cândva la o emisiune, că eu îi felicit pe acești buzoieni care au o mică afacere în domeniul prelucrării lemnului, diferite mici afaceri care aduc plus valoare, pentru că celelalte, comerțul, n-aduce plus valoare și din acest punct de vedere va fi necesară o schimbare de mentalitate. Și în ceea ce privește locuințele, să gândească că are nevoie de un salariu cât mai mare ca să poată să se asigure plata chiriei și un trai decent și în același timp să nu se înhame. De ce să nu spun lucrul acesta, că și așa îl gândește foarte lume? Să nu ajungă sclav la bănci să plătească rate. Să aibă grijă din acest punct de vedere de viitorul propriu și din acest punct de vedere liceele nu asigură pentru absolvenții respectiv decât o hârtie care s-ar putea să ne folosească practic la nimic, pentru că dacă nu face facultate și dacă face facultate, tot aici se întoarce. Tot la nevoia de antreprenori care să facă afaceri. Încă o dată îmi cer scuze că l-am aprobat pe Băsescu, dar tare mă teamă că în curând vom avea și aici... Deja există un război al educației. Deci lumea nu-și dă seama. Există un război, dar cumplit, în care educația a devenit o afacere. Și o afacere pe care dacă nu o conduci cu cap, la nivel guvernamental, la nivel statal, vei ieși înfrântă foarte rapid. Adică exact ce a spus telespectatorul nostru. Produci pentru altul. Păi ai pierdut din start războiul. Educația o faci pentru ceea ce trebuie ții în țară, pentru ceea ce asigură dezvoltarea țării tale, nu pentru, mă rog, ce se întâmplă în acest moment. Dar ca să nu pierd prilejul, păi uite, am la politicienii noștri de aceea, de loco. Păi, din când în când, pentru că acum am avut așa o, să zicem, un surplus de timp, văd postarea lui Ciolacu. Păi, cred că a uitat și politicianul și primarul ce se băteau cu pumnul în piept în legătură cu investițiile, ce investitori vor sosi. Care investiții? Zero tăiat în patru în Buzău. Care fonduri europene? Zero tăiat în patru la Buzău. Care ar fi posibilitățile pe care le oferă politicul pentru ca să stimuleze economicul sau producția din municipiul și județul Buzău? Sunt limitate, într-adevăr, dar nici într-un caz nu ne este benefic iuroșul ăsta de, să zicem, de festivisme, de tot felul de festivaluri care sunt necesare, dar haide să ne pregătim și de ce ne trebuie pentru mâncare. Vom vorbi și despre aceste aspecte, însă în partea a doua a emisiunii noastre. Vreau să închei prima parte a emisiunii. Apropo de discuția noastră de mai devreme, spune un telespectator: sunt părinte a unui băiat care este IT-ist, dar nu a vrut să lucreze în companie și este antreprenor. Felicitări! Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct, vom continua discuția noastră, vom prelua și mesajele venite din partea telespectatorilor. Scurtă pauză publicitară!